Auto Bergamo-Deva a obținut o nouă victorie la limită în Liga 1 de futsal, câștigând cu 4-3 deplasarea de la Luceafărul Buzău. Devenii, văzuți, ca mari favoriți în acest joc, au fost conduși la pauză cu 2-1 și în mitanul secund chiar și cu 3-1, reușind să întoarcă totuși rezultatul spre final. A fost o nouă victorie chinuită, dar punctele contează cel mai mult, lucru care îl mulțumește pe Dorin Popa, președintele celor de la Auto Bergamo, care este totuși puțin deranjat de calitatea jocului. Cu toate acestea, devenii ar putea trece pe primul loc după etapa viitoare, prima condiție fiind să depășească și la o diferență minimă actualul lider, FK Odorheiul Secuiesc. În sezonul acesta avem deja 3 victorii, 5 etape s-au dus, un meci am stat, un egal cu Galațiu și 3 victorii la limită, 2 la un gol și una la 2 goluri diferență. Da, asta din prima vedere s-ar părea că vorba dumneavoastră cam chinuite victoriile, dar acum sunt victorii, sunt puncte. Cu un meci bun duminică și cu o victorie contra Odorheiului, să dea Dumnezeu să fie tot chinuită la un gol avans, șanse mari sunt să trecem pe primul loc. Deci asta e. În continuare vedem, trebuie într-adevăr să îmbunătățim jocul, să creștem calitativ, să facem treabă mai bună. Meciul dintre Auto Bergamo și cei de la Odorhei se va juca duminică 17 octombrie de la ora 18 în sala sporturilor din Deva. Ca și în partida anterioară de acasă, câștigată cu 2-1 în fața celor de la CFR Timișoara, pentru acest meci vor fi puse în vânzare maximum 300 de bilete. Posesorii acestora trebuind să prezinte la intrarea în sala de joc un certificat verde de vaccinare sau să facă dovada că nu au mai mult de 180 de zile de când au fost infectați cu COVID. Până la meciul de duminică, deveni speră să îl poată recupera pe portarul Andrei Dinicuță, jucător de națională și cu vârsta de sub 23 de ani, care este accidentat. Posibilă revenirea acestuia dând celor de la Auto Bergamo mai multe posibilități în alcătuirea echipei. Din păcate avem probleme care la Dinicuță, care e portarul Under 23, care ne chinuie un pic în alcătuirea formulei de start, pentru că știți foarte bine regulamentul, trebuie să ai un Under 23 permanent pe parchet. Având portarul Under 23 e un mare avantaj, pentru că poți juca cu 4 consacrați pe parchet. Da, vom vedea zilele acestea, va fi supus unor examinări mai clare, un RMN și să vedem ce e de făcut. Mai multe despre acest meci, dar și alte noutăți în ceea ce privește pe Auto Bergamo puteți afla urmărind pe pagina de Facebook ori pe canalul de YouTube al postului de televiziune 1 TV Deva, emisiunea Super Dimineața de astăzi, 12 octombrie, în care a fost invitat președintele clubului din Urbea de la Poalele Cetății, Dorin Popa.